sunt Gabriela Stochian, sunt de profesie psiholog și tehnician nutriționist și aș vrea să vă prezint astăzi un concept de sănătate revoluționar care presupune o abordare holistică a sănătății în 5 pași: hidratare, deparazitare, detoxifiere, nutriție și protecție. Pentru că într-un seminar precedent v-am obișnuit cu prima etapă, cu etapa de hidratare și am vorbit despre pasul 1, hidratarea. Astăzi vreau să vă împărtășesc despre pasul al doilea, de parazitare. Ce înseamnă acest pas? Este vorba de faptul că noi, organismul uman, practic conține și foarte mulți intruși. În sensul paraziți, viruși, bacterii, ciuperci, fungi. Organizația Mondială a Sănătății a dat a făcut public o statistică prin care 95% din populația globului suferă de paraziți, helminți, viruși, tot felul de viermi. Și tocmai de aceea paraziții sunt o barieră importantă în calea sănătății. De fapt, ar fi trei bariere mari, și anume sângele viscos, adică un sânge care nu este fluid și care nu poate transporta corect substanțele nutritive la organe. După aceea sunt paraziții, care sunt de mai multe feluri, și ultima dată placa colonică. Noi vom vorbi astăzi despre paraziți. Paraziții sunt, cum am spus, niște intruși în corpul uman. Ei practic trăiesc foarte bine într-un mediu acid. După cum am spus data trecută, este de dorit ca în corpul, în interiorul organismului nostru să fie un echilibru alcalin-acid, în sensul că să predomine mai mult alcalinitatea. Așa este de dorit, 80% alcalinitate și doar 20% aciditate. Dar după multe constatări în viața pe care o trăim noi de zi cu zi, care este o viață tumultoasă, plină de griji, probleme, stres, nu avem cum să scăpăm de aciditate, pentru că gândurile pe care le avem de griji, de probleme, de, în general, gândurile negative creează aciditate. Emoțiile pe care le avem, care nici ele nu sunt niște emoții pozitive, în mare parte, și acestea creează aciditate. Stresul creează aciditate, pe lângă faptul că respirăm în aer poluat, bem o apă infestată, hrana, nu mai spun și ea, la fel de infestată cu pesticide și tot felul de substanțe nepotrivite. Și deci nu avem cum practic să scăpăm de această aciditate, care practic nu avem cum să o evităm. Tocmai de aceea paraziții cresc foarte bine într-un mediu acid, într-un mediu hiperacid. De aceea ei practic absorb toate substanțele, chiar dacă trăim sănătos, chiar dacă mâncăm sănătos, ne hrănim sănătos, ei practic iau substanțele nutritive, prima dată ajung la ei și după aceea ajung la celulă, care am spus că este importantă, celula pentru
celulele din corp sunt foarte importante, pentru că de funcționarea lor corectă și normală depinde sănătatea organismului nostru. Deci, ca să luăm o măsură împotriva acestor paraziți, acestor intruși în corpul nostru, trebuie, în primul rând, să reducem nivelul de aciditate din corp. Cum? Exact cum am spus, reducem nivelul stresului, nu mai gândim negativ, avem emoții pozitive, medităm mai mult, mâncăm mai sănătos, hrană cât mai mult organică, bio, mai multe substanțe nutritive, o apă și, în primul rând, bem apă alcalină, care este foarte importantă pentru corp. Am spus, apa este majoritară în corpul uman, ea este prezentă în toate organele corpului din organismul nostru. Paraziții, de asemenea, mai pot fi eliminați prin produse naturale foarte bune, prin care v-aș enumera câteva, și anume ar fi frunzele de nuc negru, poate multe ați auzit, frunze de nuc negru. După aceea este usturoi foarte concentrat, usturoi concentrat. Ar fi, iarăși foarte bun pentru eliminarea paraziților, este argintul coloidal. Combinația de 7 plante, aloe manan și multe altele. Aceste produse sunt produse naturale, care nu au efecte adverse. Se găsesc în cadrul Clubului de Sănătate Coral Club Internațional. Le puteți procura de acolo. Sunt foarte bune și pentru etapa de deparazitare, exact aceste patru feluri de suplimente sunt recomandate. Vă doresc ca înainte de a lua această măsură să vă faceți și un test la microscop. Analiza, se numește analiza sângelui în câmp întunecat, pentru a vedea specific ce fel de paraziți aveți, pentru că cu siguranță aveți. Dar la sediul Coral Club Internațional există un cabinet unde se face această testare a sângelui și puteți afla practic de diverse afecțiuni și boli și vă puteți vedea sângele, de ce nu, și chiar și paraziții din sânge. Vă doresc să luați măsura cea mai potrivită pentru sănătatea dumneavoastră.